Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru duminică 2 mai. Hai să vedem pentru această zi de duminică în care Mercur, planeta comunicării, face aspect pozitiv de trigon cu Pluton, planeta transformărilor radicale. Ce mesaje suplimentare au pentru noi cărțile de tarot pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pe partea de bani, carieră, situație financiară. Ok, wow, niște cărți importante, niște cărți frumoase și interesante în același timp. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, tranzitul astrologic al zilei, trigonul dintre Mercur și Pluton, o să ne ajute pe toți să avem acele discuții care generează transformare în viața noastră. Pe partea de dragoste, unde avem aici muza de inspirații sau regele de bâte în tarotul tradițional, aceste conversații pot să aducă mai multă pasiune, dar și mai multă stabilitate în viața noastră sentimentală. Pentru că regele de bâte este unul stabil, dar și focos, pasional. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, astăzi puteți să aveți așa niște conversații mai în glumă, mai în serios, cu partenerul sau partenera voastră, despre metode prin care puteți să aduceți mai multă pasiune în relația voastră, activități pe care puteți să le faceți împreună, mai ales acum că a venit căldura. Poate vă planificați un weekend la munte sau la mare, undeva în natură, poate vă planificați niște activități sportive pe care să le faceți împreună, care să vă sudeze relația, să vă dea plăcere amândurora. Pentru cei care sunteți singuri, aici regele de bâte ne vorbește despre o persoană foarte focoasă care poate să apară în viața voastră. E posibil să fie cineva pe care deja îl sau o cunoașteți. Și această persoană va fi o persoană foarte atletică, foarte sportivă, care face multă mișcare, care petrece mult timp în natură, în aer liber, la soare și care își dorește să împărtășească aceste experiențe, aceste interese cu voi. Dacă apare cineva în viața voastră care vă oferă să mergeți să vă plimbați cu bicicletele, să mergeți pe munte, să faceți sport, să vă plimbați, să faceți ceva activități sportive, acceptați această ofertă pentru că aici există un foarte mare potențial ca din aceste activități drăguțe, plăcute pe care le faceți împreună, încet, încet să se dezvolte o posibilă relație foarte focoasă, foarte pasională, cu foarte multă atracție fizică între cei doi parteneri. Pe partea de sănătate avem aici o arcană majoră, muza spânzurată sau spânzuratul în tarotul tradițional, arcana majoră care ne vorbește despre planeta Neptun. Și aici văd pentru o mică parte dintre voi că sunteți blocați, aveți niște blocaje emoționale care se resimt și la nivel organic, fizic, în starea voastră de sănătate. Fie prin migrene, dureri de spate, dureri de dinți, prin tot felul de probleme din acestea mici care apar în sănătatea voastră și nu reușiți să le identificați cauza. Pentru că aici cauza este una din subconștientul vostru, este una emoțională, nu este una fizică, concretă. Și va trebui mai întâi să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vă analizați atent structura voastră interioară ca să descoperiți sursa acestor blocaje. În momentul în care o să descoperiți această sursă, veți putea, cu ajutorul trigonului dintre Mercur și Pluto, să verbalizați aceste lucruri, să cereți ajutorul necesar, să implementați schimbările necesare în viața voastră, astfel încât să vă eliberați de acest blocaj energetic și să vă transformați spre bine starea de sănătate. Pentru o parte dintre voi e posibil ca astăzi să trebuiască să aveți niște conversații mai neplăcute sau mai sensibile cu anumiți membri din familie.
și să le cereți să renunțe la anumite comportamente care vouă vă provoacă niște dureri emoționale, care mai apoi se manifestă fizic sub forma unor dureri fizice în organismul vostru. Fiți încrezători, fiți optimiști, pentru că aici universul este de partea voastră și puteți să rezolvați odată și pentru totdeauna această problemă de sănătate. În privința banilor, a afacerilor și a carierei voastre, aici avem regina de monede. O regină foarte stabilă, care nu își face probleme din punct de vedere financiar. O persoană care are toate resursele financiare de care are nevoie ca să aibă un stil de viață echilibrat. Aici, pentru o parte dintre voi, mai ales dacă profitați de aceste zile libere de Paști ca să mergeți în vizită la rude, la prieteni sau la cunoștințe, s-ar putea să primiți un mic cadou, o mică atenție, mai ales dacă sunteți mai tineri, dacă sunteți copii, adolescenți, s-ar putea ca aici o regină de materiale, dar o regină de monede să vă ofere o mică atenție, un mic cadou. Pentru ceilalți, regina de monede ne vorbește despre stabilitate financiară, dar și despre nevoia de cumpătare. Atunci când apare regina de monede în etalarea zilnică pe această poziție, nu este momentul să vă asumați niște riscuri prea mari în afaceri. Cu regina de monede mergeți pe lucruri tradiționale, bine puse la punct, testate și cu nivel scăzut de risc. Pentru că doar așa, prin investiții tradiționale, cu risc scăzut, puteți să obțineți stabilitatea financiară pe care vă doriți. Astăzi nu este ziua în care să riscați, astăzi nu e ziua în care să investiți în afaceri de care doar astăzi auziți pentru prima oară. Azi e ziua în care să vă gândiți cum puteți să puneți deoparte, cum puteți să investiți pe termen lung, cum puteți să vă optimizați bugetul astfel încât să aveți niște beneficii mai mari din banii câștigați prin muncă proprie. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi, ca să terminăm ziua pe o notă pozitivă și să avem și un mesaj frumos cu care putem să plecăm la drum în ziua următoare. Hai să vedem mesajul de la aceste cărți oracol pentru toată lumea, pentru duminică 2 mai. Este următorul. Am un potențial nelimitat. Să mă iubesc pe mine și să am gânduri vesele și bine alese reprezintă cea mai rapidă cale de a-mi crea o viață minunată. Un mesaj foarte frumos pentru toată lumea, pentru această zi de duminică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!